Bun găsit, dragii mei! Probabil ați auzit cu toții despre un eveniment astral care se întâmplă chiar pe data de 21 decembrie, la solstițiu de iarnă, și anume marea conjuncție dintre cele mai mari planete din sistemul nostru solar, și anume Jupiter și Saturn. Marea conjuncție care nu a mai avut loc din anul 2000, în luna mai. Atunci a fost ultima lor întâlnire. Ele se întâlnesc o dată la 20 de ani, dar în semnul nonconformistului și avangardistului vărsător, nu s-au mai întâlnit din anul 1405. Câteva sute de ani a spune destul de multe. A spune că suntem de asemenea norocoși că trăim aceste timpuri, pentru că această conjuncție este cu atât mai specială cu cât se întâmplă noaptea solstițiului. Ea a mai fost numită și Steaua Betleemului. De ce? Cele două planete vor forma o stea. Așa o vom vedea noi aici pe Pământ, categoric. Aceste planete nu se apropie atât de mult, dar conjuncția va avea loc la gradul 0, fix la câteva zile după intrarea fiecarei planete în vărsător, Jupiter și Saturn. Cumva această conjuncție ne va ajuta să facem schimbări la nivel de conștiință și asupra felului în care privim viața și ne trăim viața. Până acum am fost sub conjuncția din Taur ultimii 20 de ani, totul a fost către a face bani, consumerism, să facem lucruri, să avem, să punem deoparte. Iată că ne vom schimba destul de mult viziunea și felul în care ne trăim viața și modul în care facem lucrurile, mergând către vărsător, care vine cu noul, care vine cu progresul, care vine cu informația, cu informatica, cu tehnica. Nu spun acum că vom trece cu totul în online, că sunt unele lucruri pe care trebuie să le facem fizic, dar într-adevăr ne vom duce foarte mult către online. Conjuncții se întâmplă mereu, da, cum spuneam. Deci conjuncții se întâmplă mereu, luna cel puțin face conjuncții cu toate planetele în fiecare lună. Soarele cu luna, soarele cu alte planete, sau, mă rog, toate planetele fac conjuncții la un moment dat, dar conjuncția asta este specială, este rară, se întâmplă o dată la 20 de ani, iar în fiecare... Deci se formează odată la 20 de ani, 5 cicluri în fiecare element, la 200 de ani se schimbă elementul, deci următorii ani, acum gata, se schimbă elementul. Din elementul pământ am intrat în elementul aer, următoarele conjuncții vor fi în semne de aer și odată la 800 de ani are loc în același element. Tot acum 800 de ani, în 1226, a fost atât de vizibilă și apropiată cumva, s-a văzut de pe pământ atât de bine, cum se va vedea acum cei care vor fi norocoși să aibă un cer senin pe data de 21 decembrie. Dar ea se va observa, deja se observă în anumite părți ale globului. Veți vedea o stea mai mare, care de fapt este apropierea dintre Jupiter și Saturn. Este specială, este... să spunem, cea mai apropiată observabilă de acum 800 de ani și cea mai apropiată din 1623, tot la fel, în felul în care s-a văzut ea, cumva de aici, de pe pământ. Pentru că au mai fost dăți în care nu s-a văzut nimic, chiar dacă apropierea dintre ele a fost. Și atât de apropiată, în sensul că se întâmplă la gradul 0,1 minut. Așa de aproape n-a mai fost chiar din vremea lui Galileo Galilei. Așa că trăim niște timpuri interesante, pot eu să spun. Jupiter este strălucitoare și este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar, iar Saturn nu este atât de strălucitor pe cât este Jupiter, dar are o culoare distinsă, o culoare diferită, aurie. Așa că va fi un spectacol pe cer în data de 21. Se vor remarca prin apropierea și strălucirea lor. Va fi ceva frumos, poate chiar să considerăm steaua dinainte de Crăciun, pe care magii au urmat-o acum 2000 de ani. Așa că foarte frumos că se întâmplă fix acum în preajma sărbătorilor.
Haideți să vedem ce vrea să ne aducă această întâlnire, pentru că de obicei aceste întâlniri au impact pe anumite sectoare. Pe tot ce înseamnă Jupiter este cel nelimitat, reprezintă clar expansiunea, generozitatea, optimismul, spiritualitatea, înțelepciunea, adevărul, iar Saturn vine, cum știm, marele malefic, marele benefic Jupiter și marele malefic Saturn. Mie nu-mi place să-i spun marele malefic, pentru că nu mi se pare deloc malefic, poate că era în antichitate, dar nu mi se pare malefic. Saturn vine cu regulile. Eu consider că dacă ai viziune, Jupiter vine cu viziunea, vine cu am viziunea să fac aia, să fac aia, am ideea, am încredere, am optimismul. Degeaba am eu încredere dacă mă pun pe canapea și mă uit la Netflix. Nu. Vine Saturn cu regula și impune o rutină, impune răbdare, responsabilitate, efort, seriozitate, pentru că Saturn este cu seriozitatea, structura, niște limite, niște reguli, impune un timp, pentru că Saturn este cu timpul, și atunci tu poți să atingi acel obiectiv, să faci realizabil visul acela. Altfel rămâne doar un vis și o viziune măreață, dar care nu ajunge nicăieri. Așa că atunci când aceste două planete se întâlnesc, reprezintă progres pentru societate. Și mai ales pe tot ce înseamnă, aduce impact pe sectoare precum filozofie, convingeri, guverne, știință, legi în societate, sistemul economic, financiar, structura societății, cine conduce lumea. Vor apărea o mulțime de lucruri noi și se vor schimba foarte multe în modul de gândire, în convingerile noastre, în felul în care abordăm lucrurile. Vor fi o mulțime de schimbări. Ar spune simplu așa, ca să înțelegeți și viziunea mea și părerea mea, de fapt, cum văd eu lucrurile. Jupiter are viziunea, iar Saturn o pune în practică. Lucrează mână-mână pentru a schimba lumea în care trăim, pentru a o îmbunătăți. În Arcana Majoră, cartea numărul 0 este reprezentată de prostul sau nebunul, da? Deci unii spun fool în engleză, the fool, în română se traduce nebunul în cărțile de tarot. Atunci în Arcana Majoră nebunul ne arată un îndrăzneț, un optimist, o persoană care este gata să se ducă pe un tărâm necunoscut, dar un tărâm necunoscut care poate să promită o mulțime de posibilități. Adică îndrăznesc, mă arunc și văd eu unde ajung, ceva ce va ieși. Ceva de genul ăsta va fi. Aș spune că intrăm într-o zonă în care suntem gata să riscăm pentru a crește, pentru a evolua. Suntem îndrăgostiți de viață sau să fim îndrăgostiți de viață și îndrăgostiți de a face lucruri să creăm. Îndrăzneală, optimism, gata să riscăm și cumva, dacă nu riști, nu câștigi. Și o să vezi că uneori curajul, cei care sunt curajoși vor avea așa deschidere în fața universului. Probabil asta se va întâmpla, având în vedere că se întâmplă la gradul 0 și în vărsător, semn al progresului, al comunității, semn care este deschis către nou, către progres, către inovație. Ce să vă mai spun despre această conjuncție? În primul rând, vor fi multe schimbări. Dacă aveți telescoape sau posibilitatea să vă uitați pe cer, acum depinde în ce parte a lumii sunteți, vă puteți uita, pentru că veți obține o vedere sau o priveliște, ceva minunat, ceva ce nu s-a mai văzut. Va fi o priveliște uimitoare, pe care nimeni nu a mai văzut-o până acum, pentru că în 2000 nu s-a văzut și nici în spate mult. Adică v-am zis ani în care a fost observabil atât de bine cum va fi acum în 2021. Să ne bucurăm de schimbările care vor avea loc și să le îmbrățișăm cu mai multă deschidere. Desigur că vom fi preocupați și de zona spirituală, dar în special v-am spus care sunt sectoarele care vor avea impact din toate punctele de vedere. Dragii mei, bucurați-vă că trăiți acest moment magic, acest moment
care ne ajută să ne schimbăm și să facem un salt la un alt nivel de conștiință, să facem un salt la un alt nivel de conștiință care ne ajută să îmbunătățim absolut totul în viața noastră. Desigur că mulți dintre noi vor opune o rezistență, dar poate că nu-i cauza să opunem rezistență și e cazul să mergem cu... încotro ne duce curentul, dar să mergem cu valul, încotro ne duce valul, acolo să mergem, pentru că asta avem nevoie să facem. Cumva este special, este un eveniment special, este un eveniment care va aduce schimbări majore în următorii 20 de ani și va fi bine să lăsăm în spate trecutul și să ne deschidem către nou, pentru că asta vine nou, să nu avem nicio limită. Dragii mei, aceasta a fost părerea mea despre această conjuncție. V-am dat câteva detalii care sper să vă intereseze și să vă ajute, scurs și la obiect. Jupiter ne ajută să avem viziune, este nelimitat, iar Saturn ne ajută să punem în aplicare viziunea noastră și să facem planul. Ne restricționează, dar ne restricționează spre binele nostru. Mână în mână vom ajunge să schimbăm lumea, aducând energia lui Jupiter și energia lui Saturn, fără de care nu se poate lucra una fără cealaltă. Degeaba ești tu așa super optimist și generos și deschis, dacă nu, și degeaba ai tu curaj să te aventurezi în ceva nou, dacă nu ai acolo și seriozitate, structură, o limită, să pui viziunea ta în aplicare. Așa că vă îmbrățișez și bucurați-vă de acest spectacol care va avea loc la solstițiu de iarnă. Gânduri magice!